A spus la captare. De ce a fost nevoie de o vizită astăzi acolo? Ce ați vrut să vedeți? În urma întâlnirii de la Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a fost necesară astăzi o întâlnire cu primăria și cu reprezentanții primăriei Comunii Cordun pentru a identifica terenurile care sunt pe viitor inundabile pentru a colecta un pic mai bine apă și a mai stabiliza nivelul împuțurii. Așa cum s-au emis ipoteze din partea unor specialiști, soluția inundării unor terenuri din apropierea frontului de captare a fost dezbătută și într-un final și adoptată, urmând ca cei care au emis-o să-și o și exprime în scris și să o asume. Și astăzi, la fața locului, am identificat acele terenuri care pot fi într-un fel sau altul folosite și inundate cu, prin pomparea din râul Moldova unor cantități suplimentare de apă pentru a stabiliza nivelul stratului de apă care alimentează pozurile din zonele captării 1 și 2 Pildești. Rapid, nici știți că astea se fac repede și hotărâri de CJSU. Cât se va trece la treabă efectiv? Pentru că sunt mai multe instituții care ar trebui să acționeze acolo. Nu ați luptat și pune nimic apelor române, nici segheaului. De ce ei sunt independenți? Muncesc singur. Așa cum s-a discutat și săptămâna trecută cu semnații. Cam cât credeți că s-ar apuca de treabă oamenii? Săptămâna asta, undeva în jurul zilei de miercuri, joi, cred că pompele vor putea fi la fața locului, condiționat fiind de acel acord sau acel microstudiu pe care expertul trebuie să-l înainteze Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, Companiei Județene Apaserv, așa cum s-a stabilit. Încercăm să facem lucrurile cât mai rapid posibil, dar totodată trebuie să luăm toate măsurile de precauție ca să nu cauzăm acolo vreo infestare, pentru că, după cum bine știți, zona de protecție cu regim sever există o legislație foarte strictă și nu vrem să contaminăm sau să facem mai mult rău decât bine în zona respectivă. Apelele românii nu și-au trimis utilajele acolo încă, după cum ați văzut astăzi, nu au început să acționeze? Nu, ei au mărit utilaj în cursul săptămânii trecute și deja prezint un grafic de acțiune constant, pentru că s-a stabilit că cea mai importantă măsură în zona frontului de captare este de a păstra Moldova cât mai aproape de acea zonă. Iar lucrările se fac permanent, de fiecare dată când există colmatări, pentru că aceste lucrări, după cum bine știți, sunt lucrări provizorii, de fiecare dată trebuie revenit cu utilaje și refăcută, reprofilată și remodelată, în așa fel încât apa să stea tot timpul cât mai aproape posibil de zona fronturilor de captare. Pentru romașanii afectați, când spuneți dumneavoastră că vor observa primele semne de îmbunătățire, sensul presiunii normale. Știți că s-au mai înaintat niște termene de când a început criza să se manifeste? Am făcut și va fi. Toate studiile hidrogeologice aferente acestei captări spun că această captare este dependentă în mare măsură, în mare proporție și de precipitații. Atunci am făcut niște precizări în sensul că am estimat un 2-3 săptămâni. Dacă suntem ajutați de precipitații, vedeți că precipitații nu au fost în perioada asta și fenomenul de secetă este din ce în ce mai accentuat și se manifestă ca de obicei spre sfârșitul anului în curs sau începutul anului următor. La fel și infiltrarea apei care eventual va inunda zonele din terenuri aferente captării se estimează un timp de infiltrare de 20 de zile, asta în funcție și de condițiile meteo. Vă gândiți că dacă suntem în plină iarnă, solul înghețat nu ajută la o bună infiltrare. Alte studii spun că în componența solului există și lios, înseamnă un teren argilos care la rândul lui nu ajută această infiltrare și de asta eu sunt rezervat de a mai face estimări privind soluția și timpul de îmbunătățire pentru romașcani, pentru a le promite că, vedeți că în termen de 3 sau săptămâni sau o lună, situația se va normaliza. Trăim o situație de criză, o situație care la roman s-a repetat în decursul anilor. Din păcate, n-am reușit să învățăm mare lucru din această situație până acum. Sper ca pe viitor, împreună cu niște măsuri care obligatoriu trebuie luate pe termen mediu și lung, cu niște investiții substanțiale, să reușim să depășim momente de genul ăsta, care se vor repeta cu siguranță în viitor, pentru că această secetă cu siguranță va reveni.
Da, dacă se fac investiții pe partea de soluții alternative, cu siguranță vom reuși și vom ieși din aceste situații de criză pe viitor. Și în privința programului, domnul director general, ce ne puteți spune? Cum va programul? Programul furnizării apei în municipiul Roman, după cum bine știți, îl monitorizăm zilnic, o urmărim în primul rând nivelul din rezervoare și în funcție de ce găsim dimineața comunicăm prompt. Chiar dacă câteodată am mai făcut și greșeli în comunicare și ne cerem scuze pe această cale tuturor clienților noștri din municipiul Roman, încercăm de fiecare dată să transmitem informații corecte și cred că am intrat într-o normalitate din punctul acesta de vedere. Mai mult, astăzi, dacă toți sunt la Roma, nu țin să vă comunică și astăzi, din nefericire, între orele 10 și 14, apa va fi furnizată cu presiune redusă chiar până la oprire în unele zone centrale și în la etajele superioare ale blocurilor din centru. Și pe timpul nopții se păstrează aceeași dinamică? Pe timpul nopții se păstrează aceeași dinamică. Sperăm ca măcar în timpul zilei să avem un program normal, așa cum încercăm, de exemplu, să normalizăm perioadele de weekend sau perioadele de sărbători, când încercăm să reglăm cumva din nivelul rezervoarelor ca aceste întreruperi să nu aibă loc atunci când cea mai mare majoritate a rumașcanilor se află acasă, se află de la domiciliu sau, mă rog, sunt liberi și nu sunt la serviciu, unde, să zicem, că nu au nevoie tot timpul de apă potabilă, cu toate că nevoia de apă potabilă nu este numai pentru clientul obișnuit, persoană fizică, afectează foarte mult activitatea și ne dăm seama că afectează foarte mult activitatea persoanelor juridice, cei care produc și care sunt legați în fluxul tehnologic de consumul de apă. O mică întrebare. Ați vorbit mai devreme de motive. Că e zona costieră? Unde e stația? Unde e cătarea? Că e zona costieră? Că depinde de precipitații și așa mai departe. Ați vorbit de altfel și de soluții alternative. Una din aceste soluții alternative vizează cumva găsirea unui alt loc? Da, ne-am deplasat pe teren și am studiat, în funcție de ce am găsit și în aceste studii hidrogeologice și de alternativele care de obicei se propun în analizele de opțiuni în orice fel de studiu. Și cred că cea mai bună soluție pentru municipiul Roman ar fi ca în zona MHC-ului construit deja pe râul Moldova să putem instala o captare de suprafață care să trateze apa și să ducă apa în rezervorul de la Arhiepiscopie. Sunt făcute și niște studii preliminare, există chiar și un deviz, el ar ajunge undeva la 4 milioane de euro. Sunt discuții preliminare făcute cu mai mulți specialiști care zic că asta este cea mai bună soluție pentru a avea o alternativă la captarea de subterană de la Pildești pe termen mediu. O soluție care vine la pachet, bineînțeles, cu niște costuri mai ridicate, cu identificarea unor terenuri în zona imediat adiacentă MHC-ului, terenuri care să fie la dispoziția primăriei, să fie domeniu public, pentru ca aceste soluții să fie transpuse în niște planuri și studii de fezabilitate, să meargă mai departe cu ele, să le implementăm în cel mai scurt timp posibil, împreună, bineînțeles, cu primăria municipiului Roman. Implementarea proiectului ăsta aduce niște costuri mai mari la apă? Cu siguranță ar duce costuri mai mari la apă. Orice captare de suprafață presupune costuri mai mari decât o captare subterană, lucru pe care îl știm foarte bine din experiență, pentru că avem zona Piatra Neamț. Zona sud este exploatată pe două surse, și subterană și captare de suprafață din lacul Bătcădoan. Da, asta nu este o investiție a companiei? Adică, nu este o investiție a companiei. Toate investițiile pe care compania județeană Apaserv le face, le face în virtutea unui acord pe care îl primește de la UAT-urile pe raza cărora face acele investiții. Toate bunurile operate de către compania județeană aparțin localităților. Fără excepții. Deci, în momentul de față, rețelele toate din Roma sunt ale municipiului Roman. Și sunt administrate date în administrarea dumneavoastră. Exact cum sunt administrate toate celelalte rețele. Înseamnă că primăria Romană ar putea prinde bugetul de anul acesta o anumită sumă în care să opereze la schimbarea rețelilor acolo unde sunt vechi și sunt pierdute. Dacă vorbim de sume de alocat, există o capacitate limitată a companiei pe care v-am expus-o nenumărate rânduri de a face investiții în toată zona de operare, cumulat cu voința bugetelor sau comunităților locale de a bugeta aceste lucrări. Sunt lucrări de mare învergură, sunt lucrări foarte scumpe. Ele în ultima perioadă au venit prin atragerea fondurilor europene, exact cum încercăm să facem și pe programul operațional infrastructură mare. În cadrul listei de investiții prioritare pentru municipiul Roman încercăm o refinisare și o nouă abordare a realităților din Roman, având în vedere și situația creată de secetă și putem să mizăm în analiza de opțiuni
mai mult ca oricând și pe amenințarea secetei care planează de fiecare dată asupra captării Bildești-Simionești, asta poate duce la o remodelare a soluțiilor găsite pentru municipiul Roman, inclusiv să, inclusiv să adăugăm în această listă de investiții și captările de suprafață, cum am propus-o noi, cel puțin municipalității, pentru că am avut o discuție inițială cu domnul primar, aceea de a face o captare supraterană de suprafață la MHC la Roma. În cât timp s-ar concretiza captarea de suprafață? Totul depinde de, de viteza proiectelor. Dacă vorbim de finanțări europene, știți foarte bine că sunt mai lente, da? Dar sunt cele mai consistente. Aici vorbim de un mix de măsuri pe partea de finanțare. Poate fi buget local, poate fi mix de buget local cu fonduri guvernamentale și cu fonduri europene. Orizontul de așteptare pentru POIM la noi este 2023, finalizarea lucrărilor importante pe zona de infrastructură din municipalități și oraș. Încă suntem în evaluare cu acest studiu de fezabilitate, iar pentru faptul că avem, trăim în momentul de față o criză la Roman, vom reașeza niște investiții în LIP-ul municipiului Roman, cu speranța că vom primi un acord și din partea autorității de management, că putem schimba aceste soluții în timpul evaluării proiectului. Deci primăria Romană ar putea investi pe o anumită zonă, schimbă țările și le dăm la administrarea noastră, noi și... Nu împiedică absolut nimic primăria să facă aceste investiții, dar, vă repet, depinde de puterea financiară a fiecărei localități în parte. Captarea de suprafață înseamnă totuși din pământ freatică, nu din apă. Din apă. Captarea de suprafață este din brațul care alimentează microhidrocentrala existentă pe râul Roman. Este un, se face o captare la 3 metri adâncime și apa se transportă într-o stație de tratare, care are niște decantoare, are niște filtre pe parcurs pentru flocularea acestei ape, care este o apă cu turbiditate mare, este o apă tulbure. Sunt introduse niște substanțe care sunt foarte bine controlate. Există un sulfat de aluminiu, există un policlorohidroxisulfat de aluminiu. Sunt niște complexi care limpezesc efectiv apa pentru a deveni potabilă, pentru că avem obligație de a livra apă potabilă, lucru pe care îl facem și avem experiență bună, pentru că lucrul ăsta se face pe zona sud la municipiul Piatra Neamț. Cât privește conducta Preoțești-Dulcești, unde e Preoțești asta? Unde? Preoteștiu este sursa de apă a orașului sau a sistemului zonal Târgu Neamț. A, deci e totuși pe malul stâng al... E pe malul drept, în sensul de curgere spre Romana, Moldoveda. Și de ce este ideea până la Dulcești? Inițial, ea a fost programată, a fost programată ca să ajungă la Roman. Dar experții Comisiei Europene nu au aprobat acest traseu, care era foarte lung, al conductei de aducțiune. Și am remodelat-o. Face parte din procesul de evaluare, da? Nu există părerea 100% clară a unui expert și să spună că aia rămâne. Nu. Proiectele astea de genul ăsta sunt de mare amvergură și necesită multe minți de experți în hidraulică, în tot ce înseamnă proiecte pe apă și canal, care găsesc o soluție de, nu de compromis, o soluție optimă, da? Și optimă în costurile de operare, pentru că nu există numai costul de capital și de investiție pentru acest proiect, pentru că urmează și costul de operare pentru operator, pentru noi, Apaserv. Trebuie să fie echilibrate ca noi să nu dăm faliment, noi să putem să operăm aceste investiții de anvergură care se vor face în următoarea perioadă. Iar aici a fost, și asta este subiectul de discuție cu care voi merge inclusiv la București, la autoritatea de management în cel mai scurt timp posibil, au înlăturat această conductă să vină până la Roma să suplinească un eventual necesar în caz de secetă și au spus că trebuie să ne axăm mai mult pe reabilitarea rețelelor pentru înlăturarea pierderilor și reabilitarea puțurilor din captarea Pildești-Simionești. Având în vedere situația care la momentul de față este critică, noi dorim să introducem în analiza de opțiuni și această captare de suprafață. Ar ajuta un microhidrocentral încă una pe zona Cordun? Este o discuție mult mai largă. La un moment dat, sau dacă ar fi fost o gândire strategică făcută undeva în trecut, o acumulare hidrotehnică acolo, odată ar fi generat curent suficient ca să nu mai trebuiască să plătim curent pentru zona captării, pentru că suntem mari consumatori de curent. Aveam și o sursă permanentă de alimentare a acelor fronturi și da, ar fi fost poate la un moment dat o investiție foarte bună. În momentul de față, cred că excede ca și deviz general
23 de milioane și au o referință 6 milioane de euro, atât a costat microhidrocentrala pe care deja dumneavoastră o aveți aici la municipiul Roma. Pentru că deschiderea Băii Moldovei în zona Tildeș-Smionești este mult mai largă. Toți specialiștii mi-au spus că și mi-au comunicat nouă celor care am întrebat factorul de decizie local și nouă celor de la Apaserv că mai bine ar fi să optăm pentru această captare din MHC-ul existent la momentul de față. Deci vorbim de un orizont de timp, dacă e să catalogăm investițiile, termen mediu, până la 5 ani să reușim să punem în practică așa ceva. Dar termenul în care totuși ar fi o soluție, care să fie o gândire strategică? Gândirea strategică este în felul următor, din punctul meu de vedere, să vedem exact unde mai identificăm zone în care, la confluența râurilor Siret cu Moldova, mai există debușee de apă și să încercăm să recaptăm tot subteran. Pentru că acea captare subterană, cu siguranță, este mult mai benefică din multe puncte de vedere, atât calitativ, cât și al costurilor de exploatare. Dar nu putem exclude situații de criză de genul ăsta, când scăderi în acvifer sunt generalizate peste tot, în tot bazinul Aba Siret, în tot bazinul Aba Prut. Cei de la Iași au noroc că au captare de suprafață, de exemplu, la Prut, da? Sau toți cei care operează sistemele de apă au captare de suprafață. Și câteodată o captare de suprafață, chiar dacă nu este calitativ, cantitativ ajută un sistem să funcționeze. Ca să faceți o concluzie, rămașcanii vor fi anunțați zilnic de... Păstrăm același mod de comunicare. Din păcate, veștile pe termen scurt nu sunt schimbate. Păstrăm aceeași dinamică a furnizării apei și încercăm, atunci când ne va permite realitatea din teren, să ne apropiem de normalitate.